femeie a fost arestată după ce ar fi îndesat corpul unui bărbat într-un butoi, lăsându-l într-un motel. Jamie a spus poliției că vroia doar să nu mai fie corpul în camera ei. Femeia, în vârstă de 44 de ani, este acuzată de abuz asupra unui cadavru și posesie de metamfetamină. Cauza morții bărbatului de 30 de ani nu a fost făcută publică. Poliția a fost informată că într-o cameră de la etajul 2 a unui hotel se află un cadavru. Ofițerii au găsit acolo corpul unui bărbat într-un butoi de metal acoperit cu o pătură. În camera de lângă, aceștia au găsit peste un gram de metamfetamină. Femeia a fost văzută pe camerele de supraveghere cum a ieșit din motel înainte ca poliția să ajungă la locul faptei. Jamie Smith le-a spus anchetatorilor în timpul audierilor că îl cunoștea pe bărbat și că obișnuiau să consume metamfetamină împreună tot timpul. Aceasta a declarat că cu 4 zile înainte ea l-ar fi găsit pe bărbat întins pe patul din camera ei și că părea să respire. Femeia a plecat, iar când s-a întors l-a găsit pe acesta inconștient și s-a panicat. Așa că a decis să ia un butoi de metal de pe un teren de baseball din apropiere și să pună cadavrul înăuntru. Jamie a declarat că a pus apoi o pătură peste butoi. Ea a spus că voia ca acel cadavru să nu mai fie în camera ei, că nu a vrut să sune la poliție și că nu vroia să meargă la închisoare. În prezent, femeia este reținută și urmează să fie judecată pe 15 iunie, relatează știrile ProTV.ro.